Se putea mai mult? De fiecare dată trebuie să se putea mai mult. La orice joc. Și dacă câștigi 5-0, te gândești că puteai să obții mai mult. Dar până la urmă, ce să zic? Un rezultat care până la urmă până ne avantajează. Pentru că, indiferent ce zicem noi, cred că totuși Pâncota e singura contracandidată în această luptă pentru locul 1. Și totuși am luat 4 puncte pentru clasamentul din play-off. Mai sunt 6 puncte în joc. Mai sunt 6 puncte în joc, sper să le luăm pe toate. Până la urmă asta, să le luăm pe toate. Dorința noastră. N-ați jucat astăzi la egal? N-am jucat la egal, nu, am jucat să câștigăm. Deci, am jucat să câștigăm. Toate jocurile încercăm să le câștigăm. Altă dată facem egal. Am, viața ne-a demonstrat săptămâna trecută că am și pierdut. Azi am reușit în egal. Până la pierderea nu prea contează că sănătatea Cluj nu prinde play-off-ul, nu? Nu știu dacă nu prinde. Am înțeles cazul cu bătut Zalău și în momentul în care bat Zalău, probabil că intri în cărți. Dar nu cred că va prinde. Dar oricum pierderea nu era foarte mare. De ce cauză? Din cauza că intra Baia Mare, să zic, sau Zalău, cu care oricum luasem, luam un punct, dacă batem acasă facem 4, așa avem 3 cu sănătate, deci pierderea, să zic, nu-i foarte mare. Mâine ce-ți dorești la Ineu cu, la cu Giru? Un X. Toată lumea își dorește X. Unul nu-ți dorești? Nu, X. Exact cum am dorit X la Pâncota cu Giru, când toată lumea plângea că n-am bătut Pâncota cu Giru. Eu am făcut prost cu X. Felicit jucătorii pentru felul în care au înțeles să treacă de la starea asta proastă pe care am avut-o 3 săptămâni și sper că... Crezi că și-a revenit? Acest punct nu are nicio valoare, să zic, fără 3 puncte, bine. Vor demonstra bine dacă și-a revenit sau nu. Succes! Mulțumesc!